pentru claritate. 2022, când am intrat în plină criză energetică, prima ordonanță de urgență care a ajuns pe masa guvernului, ultima ședință a guvernului condus de domnul premier Câțu, președintele Kelemen Hunor a fost care a insistat ca ordonanța de urgență 118 să rămână pe ordinea de zi ca să putem să plafonăm prețurile. Pentru că vreau să vă readuc aminte că pe vremea respectivă energia electrică a ajuns chiar și până la 500 de euro pe megawatt. 500 de euro pe megawatt, iar gazul peste 100 de euro la vremea respectivă. Prin prisma faptului că am înghețat prețurile, am făcut posibil ca, virgulă, consumatorii să plătească la maxim 1 leu, după care 1,3 lei pentru energie electrică și, bineînțeles, și pentru gaze naturale, prețuri înghețate. Adică niciodată nu a fost mărit prețul, ci prețul a fost plafonat și acum, luând în considerare că prețurile au scăzut pe piața angro, se reduce, exact cum am spus, de la 450 la 400, de la 150 la 120 în cazul gazelor naturale, iar 450 la 400 în cazul energiei electrice. Ideea este așa, important este ca să monitorizăm cu toții noi acum, ca guvernul, într-adevăr, să implementeze această scădere de prețuri, ca la finalul zilei toți consumatorii să plătească mai puțin la facturile de energie electrică și gaze naturale. Vă mulțumesc!